Bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod din Minecraft Laser Survival. Ei bine, eu sunt gazda voastră ca de fiecare dată, Laserotron, ProLaser, Laserotron e pentru prieteni. Și da, oameni buni, din câte puteți vedea, suntem pe Minecraft 1.9. Deci exact cum am zis eu, pe 29 a venit Minecraft 1.9. Eu știam că așa o să fie, dar ce am văzut pe live-ul lui ZZ, că l-am întrebat și el mi-a răspuns. Bun, ce o să facem noi în episodul acesta? Voi ați fi crezut că o să facem un turn acolo. Ei bine, nu o să facem acum un turn, o să-l facem probabil în episodul următor. Acum vreau să fac rost de discuri. Și dacă vă întrebați metoda mea de a face rost de discuri, care o să fie, ei bine, eu știu deja care o să fie. Haideți să vă arăt mai întâi cum arată casa mea dintr-o perspectivă mult mai bună, dacă mă întrebați pe mine. Deci uitați cum arată, n-am pus nimica în părțile alea două, în camerele alea două de acolo. Vă spun simplu goale momentan, dar când o să am mai multe iteme, o să pun. Deci cam așa arată casa. Eu acum aș vrea să fac o construcție care o să mă ajute să fac rost de CD-uri din alea, de discuri. Din alea, adică știți și voi că atunci când un schelet împușc un creeper, automat eu primesc un CD, așa că în acest episod o să facem o cameră care să ne ajute cu chestia asta. Nu știu din ce blocuri să o facem. Hai mai întâi să mă duc repede să mă culc, că pentru întuneric nu fac nicio treabă. By the way, din câte ați putut vedea, am o armură de cal de gold, deoarece am descoperit un spawner. Ghiciți ce spawner e? Păianjeni. Deci da, am găsit un spawner de păianjeni și da, o să fie o mare panoramă cu spawnerul ăla, dar n-am ce să fac, într-un fel chiar n-am ce să fac și na, cam asta e faza. Bun, hai repede să mergem, poate vă arăt și spawnerul, dar momentan nu prea aș vrea, adică vreau să încep să fac chestiile și după aia. Unde o să fac eu camera aia? Unde o să trebuiască neapărat scheletul să-mi puși de creeper-ul, e bine, cred că... Oh, shit. Ăsta e un copac de la mare, de-aia eram eu nedumerit. Ei bine, cred că pe aici, pe undeva, am plantat o grămadă de copaci, deci... În episodul al doilea, dacă e să vă uitați acum, puteți vedea că o duceam prost cu lemnele. Ei bine, uitați-vă acum cât de bine o ducem, că avem o grămadă de copaci, mai am vreo 30 de sapling-uri, dacă nu mă înșel pe undeva. Nu le-am aici în mâna mea, dar le-am într-un chest și da... Cam asta este faza. Repede să fac o cameră. Deși nu prea aș vrea să fac așa din... Adică nu știu ce să zic legat de chestia asta. Parcă din jumătate de lemne aș face... M-aș ocupa de cameră. Hai să vedem. Totuși... Deci, ideea principală care o să fie. Hai să vă arăt unde e spawnul. De fapt, nu de-al încolo. Ideea principală care o să fie, am 8 din astea, 8 pistoane, deci o să vină niște pistoane pe aici, un piston aici, acolo, un piston aici, aici și aici. Și un lever în mijloc. Eu acum va trebui să aduc un creeper care o să vină aici, pe piston, și o să se blocheze niște, și o să fie blocat de aceste minunate pistoane aici. Nici nu o să mai poată să sară, de fapt cred că ar fi trebuit să pun un bloc peste aici, ok, și el o să fie practic blocat aici, și aici o să stea creeper-ul, și o să mai fac eu aici încă un loc pentru schelete. Bă, dar stai să pun înapoi ăsta, ca să pun pressure plate-ul. E o construcție care nu necesită, de fapt necesită într-un fel destul de multe materiale gen pistoane, și aveți nevoie de 8 fier, care e destul de mult, dacă mă întrebați pe mine. Știu, oameni buni, știu, dar n-am ce să fac. Aveți nevoie de 8 pistoane care se fac cu 8 fier și 8 redstone și după aia piatră și lemn, mă rog. Și cam asta o să fie, aici o să stea scheletul, aici o să stea creeper-ul și trebuie să mă apuc să fac o cameră. Practic cum o să fie, e bine, eu aduc creeper-ul, aduc și scheletul manual și o să fac eu niște camere, pe aici o să vină creeper-ul, așa, eu pentru faptul că sunt foarte inteligent o să
mă duc pe la dreapta și nu o să mă blochez pe acolo prin piston. La pistoane pe acolo, ok? Deci să știți asta, hai repede să fac și pe aici un fel de drum care să ducă până la ăsta. Bun, și da, cam asta e faza. Aici o să stea scheletul, deci practic nu prea mă interesează neapărat să fie camera asta. Nu prea mă interesează să fie simetrică, dar mă interesează să funcționeze. Eu aici trebuie să prind un schelet și un creeper. De ce fac eu camera asta, întreaga cameră? Probabil vă întrebați, bine, o fac deoarece, fiindcă pentru că vreau CD-uri din alea, pentru că vreau să ascult și eu niște muzică prin casă, deci mai dau și eu drumul la muzică când mai ies să am chef de muzică în Minecraft și cam asta e faza. Bun. 4 din astea, 4 și în partea asta. Ok. Și acum hai să duc pe aici mai multe. Să duc și eu pe aici să am o grămadă de loc și acum vin în spate foarte frumos și acopăr. Să sperăm că o să-mi iasă așa cum aș vrea eu. Eu nu știu, sincer, dar vedem noi. Dacă o să iasă ar fi bine, dacă nu, îi vai de capul nostru. Bun, și aici o să prindem creeper-ul și acolo scheletul. Scheletul o să tragă în creeper și cam asta o să fie toată faza. Bă, dar cumva, cumva n-am făcut bine. A, uite aici. Așa. Și aici trebuie să iau astea. Mi se părea mie că arată cam ciudat o leacă, dar uite că am făcut bine. Trebuie să-mi aduc aminte să ies prin părțile astea de aici, adică să intru, pardon. Bun, și da, cam asta este toată situația, cam asta trebuie eu să fac. Eu o să stau pe aici, scheletul o să vrea să tragă în mine, doar că o să tragă în creeper, nu o să mă nimerească pe mine, o să nimerească creeper-ul. Și cam asta e faza, cred că astea de aici ar trebui să le scot eu fain frumos de aici. Și da, cam asta e faza, eu o să fiu mult mai rapid ca și creeper-ul, o să-l aștept aici. Până vine noaptea, cred că ar trebui eu să fac ceva, să vă arăt spawner-ul eventual. Am plantat aici și niște sugarcane, am o fermă de sugarcane din câte puteți vedea. Iarăși la mama naibii distanță de casă, cum era și aia de pe primul sezon, doar că, hei, nu prea mă interesează la ce distanță e, atâta timp cât fac rost de o grămadă de sugarcane, sincer. Uitați, fac rost de 60 de sugarcane, 61 chiar. Deci, după părerea mea, uite, mai pică și sugarcane în apă, deci dacă fac un stack, pentru mine e o fermă foarte bună și nu am nevoie de mai mult. Hai repede să iau sugarcane-urile de aici și eventual să continui cu plantatul lor, pentru că trebuie să am o recoltă foarte mare, să se uite vecinii la mine ca la altceva și să le vând cu milioanele. Dacă vă întrebați dacă mai continuă seria de SMP, bă, nici eu nu știu, sincer. Eu am mutat-o pe 1.9, deci am făcut unele schimbări și am mutat-o pe 1.9, dar nu. Cine știe dacă o să mai continuăm pe ea sau nu. Eu aș vrea, mă, dar nu știu ce să zic. Bun, hai să vedem. Cât căul am? 10. Bă, eu cam duc criză de căul și de obicei mai caut peșteri din astea să intru în ele să fac rost de căul. Dar ce nu mai vreau să mă mai duc până în mină, deoarece am minat destul de mult, deoarece am avut nevoie de diamond, deoarece mi-am făcut pickaxe de... deoarece am vrut să-mi fac un pickaxe de diamond. Dar chiar, hai să văd, până vine noaptea, cât mai ai? Că aș putea să-mi fac un pickaxe de diamond și în timpul ăsta să mă duc să fac rost de niște... De asta, mă, de niște obsidian. Nu? Cred că da, ar fi ceva care m-ar ajuta mai mult decât să fragmenta. Și nu, o să-mi iau și un pickaxe de diamond, doar că vreau să vedem dacă vine ziua sau dacă vine noaptea sau nu. Încă e zi, cred că suntem pe la jumatea zilei. Apusul cred că e în partea aia, nu știu sincer să fiu, dar am nevoie de târnăcop de diamond, deoarece până acum nu mi-am făcut. Deoarece n-am vrut să-mi dau toate diamantele. Deci am 13 diamante, o să rămân cu 9, deoarece
3 diamante o să mi le folosesc pe târnăcop de diamond și unul o să mi-l folosesc pe ăla, pe blocul ăla. By the way, emeraldele sunt notate cu diamonduri. Nu știu de ce sunt notate așa urât, dar aparent sunt diamante emeraldele pentru ăștia care au făcut textura. Hai repede să-mi fac un târnăcop de diamond. Știu că aveam eu lavă pe acolo, pe la începutul minei. Deci n-ar trebui să fie o mare problemă pentru mine. Problema la mine e mâncarea, pentru că mi-am mărit ferma, din câte puteți vedea, mi-am mărit-o. Am mai adăugat vreo 4 rânduri să pot să pun wheat pe acolo. Și da, scutul ăsta cred că o să-l păstrez, deoarece era cât pe ce să-mi iau bătaie în lupta cu un schelet. Ursul și-a luat bătaie și cu full iron și s-a enervat, a dat un pumn la monitor. Și-o dat creative, o omoră scheletul și o ieșit de pe mapă și a șters-o. Deci, da, cam asta e faza. Vreau să mă feresc de rage-uri, așa că o să am grijă și o să-mi țin scutul tot timpul pe mine. Nu știu dacă o să mă ajute chiar atât de mult, deși știu că scutul se duce extrem de repede. Din câte puteți vedea, în stânga mi-l arată. Îmi arată durabilitatea lui și tot felul de chestii. Doar că, da, se duce foarte repede, într-adevăr. Hai, mi-am făcut un târnăcop de diamond, dar trebuie să fie destul de bun, doar cei de diamond. Deci, hai să vedem. Din păcate, e doar de două blocuri înălțime mina mea, dar cred că o să o fac de vreo 4 blocuri și eventual o să pun și rail-uri când o să am. Probabil la asta o să fac off-camera, nu știu sigur. Bun. Hai că am pus pe aici apă. Eram sigur că o să se facă toată lava obsidian. Și acum trebuie să avem grijă, deoarece putem să picăm lavă foarte ușor. Cu târnocopul ăsta cred că o să minez vreo 10-12 blocuri, nu, 12, nu, 14 blocuri, pentru că am nevoie de obsidian și pentru portal, dar și pentru masa de enchanting. Deși eu aș avea masa de enchanting, dar n-aș avea vaci, deci mi-ar trebui vacile acum, cel mai mult, sincer, dar hei. Hai să vedem. Noi minăm aici foarte liniștiți. Eventual mai vorbim și despre unele chestii. Da, oameni buni, mă gândesc să încep și o serie de tutoriale, pentru că probabil mulți dintre voi ar avea nevoie de una și no, probabil o să fac și niște videouri cu tutoriale. Că cine știe, poate vă ajut pe unii dintre voi, nu știu, poate vă arăt cum să vă apucați de YouTube. Poate o să fac tutoriale chiar șmechere și dacă vă întrebați de ce mi se mai subțează vocea uneori, e din cauza că sugheți. Bam, 6 astea, 6 obsidian pentru că unul s-a dus în lavă. Asta e, nu contează, gaură în buget. Hai să vedem. Mi s-o pruc că o să pice în lavă, dar aparent nu a picat deloc în lavă. Și da, oameni buni, o zic o dată pentru totdeauna pe videoclipuri. O promovare înainte de videoclip costă 3 abonați, adică trebuie să-mi aduceți 3 abonați dacă vreți una. Și o promovare specială costă 6 abonați, deci trebuie să-mi aduceți 6 abonați dacă vreți o promovare specială. Ok? Deci să fie clar, sper că am lămurit, pentru că mulți oameni îmi cer promovare. Dar când le zic că trebuie să-mi aducă și abonații, gata, au tăcut, știi? Ceva de genul. Ceva gen, ei ar vrea promovare, dar nimeni nu poate să-mi aducă abonații. Deci, da, dacă ar putea să fie gratis totul pe lumea asta, pentru ei ar fi genial. Deci, nu, fraților, vă costă 3 abonați o promovare înainte de video și 6 abonați o promovare specială. Asta ca să nu mă credeți fraier, ok? Pentru că știu că sunt unii care le fac chiar speciale și na, ori sunt bun la suflet, ori sunt fraier, nu știu. Mie mi-a făcut unii bun la suflet pentru că le-aș fi dat vreo 13 ani, deci cred că și ei ar fi avut aceeași gândire ca mine, dar nu. Hai să vedem. Și dacă mai e unul care să mă întrebe la acest videoclip dacă vrea promovare, o să-l întreb dacă s-a uitat la videoclip și o să-l cert în comentarii. Pentru că mă cam enervează ăștia care vin la mine pe canal pentru propriile interese.
Nu mai vreau așa ceva. Bă, fraților, dacă vreți să vă uitați la mine la videoclipuri, vă uitați foarte bine, dar nu mai rugați să vă fac promovare chiar dacă voi nu v-ați uitat la videoclip, ok? Că eu aici îmi fac treaba mea pe YouTube, nu prea vreau să am nicio legătură cu voi, ok? Bă, în episodul ăsta deja avem filmate 15 minute, cred că ori o să-l fac mai lung ca să vă arăt și cum o să funcționeze treaba cu scheleții și creeperii, ori o să-l închei aici și o să fac chestia asta off-camera, dar nu știu sigur. Hai repede să mă duc acum sus, pentru că mi-am dat și eu seama că am filmat destul de mult și ar trebui să fac treaba în videoclipuri, dar hei, am făcut un portal în episodul ăsta sau, mă rog, probabil că nu o să-l facem, dar aia l-am făcut. Dacă vă întrebați unde era scara aia care ducea până la alea două, până la camerele alea două, e bine, am mutat-o și s-ar putea să fac portalul chiar sus, pe casă, dar nu știu unde să-l fac. Cred că, de fapt, cred că am găsit un loc deja, am găsit un loc bun, dar hai să vedem. Bă, am un flint, zim că am un flint, nu pot să cred că n-am unul. Uite că am unul, am și un iron, repede fă un flint and steel, ok, de fapt, cred că aveam unul, dar nu mai contează, hai să vedem. Deci, pe aici e intrarea la mine, din câte puteți vedea. Hai repede să facem portalul, cred că o să-l fac pe aici. Da, uite aici, cred că-l fac. Dau și astea de aici, nu am mare nevoie de garduri aici, că nu sunt fetiță de 3 ani. Ok. Și acum să vedem. Hai să-l pornesc, să văd unde mă sponează, poate nu mă sponează în mijlocul lavei. Nu de alta, dar mi s-a mai întâmplat de o grămadă de ori să mă sponeze fix acolo. Și înjuram de morți, sincer, când mi se întâmplă asta, așa că... Nu, hai să vedem. Văd că de data asta mă sponează mai repede, adică mă duce mai repede în portal. Chiar mă bucur pentru chestia asta, dar nu știu unde o să mă sponeze. Sper că o să pice cât de cât bine spawn-ul, dacă nu o să pice ambelito, pentru că asta ar însemna să nu mai intru niciodată. Probabil cel mai prost... A, bă, nu. Uite că e pe aici. Bă, mi-a dat un spawn bine lângă un loc de unde poți face rost de glowstone și lângă o grămadă de ăsta, de quartz. Deci pentru mine este foarte bine. E un spawn chiar genial. Hai, bă, teleportează-mă odată unde vreau. Teleportează-mă acasă. Nu știu ce căcat are ăsta. Poate mă teleportează anul ăsta și pe mine, înapoi în bază, dar văd că nu prea vrea, uite. M-a teleportat la bază. Bun, și cam asta e faza. Uite un schelet acolo, eu am de gând să-l las. N-am nicio treabă cu el. Hai repede să mă duc să văd, să vă arăt și vouă cu chestia aia de acolo. Bă, în fiecare episod ne descurcăm încet, încet, deci facem update-uri, facem update-uri și mai mari, și mai mari, și mai mari. Și o să avem noi toate chestiile pe care ne le dorim până în episodul 100 sau 200, pentru că seria asta o să țină extrem de mult, fraților, deci să nu credeți că o să fie o altă serie de vreo câteva episoade și gata, la revedere. Oh, shit, cum m-a speriat pe engine-ul ăsta. Ar trebui să vă arăt și spawner-ul, da? Ba, piciorul, melene. Am și eu voie să am lene. Bun, hai repede. Creeper, pe undeva? Schelet? Zombie? Zombie n-am nevoie. Creeper? Nu văd creeperi și nu văd nici zombie. Zombie, scheleți, pardon. Totuși, cine știe, poate, poate. Bă, dar eu văd că nu se spawnează, frate, what the fuck? Ăștia nu s-au spawnat pe aici, frate. Bă! Where the fuck are the creepers? And skeletons. Hai să mă duc repede să iau. În același timp, blocurile alea de lemn pe care le-am pus acolo ca aia să nu sară, îți bune și ca să nu ardă când vine ziua, deci... Da. Bine că scheleții mai nou, dacă stau să mă gândesc în 1.9, ard și chiar dacă se feresc de soare. Uite... Uite, doi scheleți, eu le-au pe ăla mai apropiat. Un creeper mi-ar mai trebui. Uite-l pe ăla acolo, bun.
Hai repede la Creeper prima oară și după aia la schelet, dar mă enervează căcatul ăsta de păianjen. Du-te în pizda, măte. Așa, bun, hai repede. Nu mai am deloc mâncare, ar trebui să am grijă și cu mâncarea. Avansăm, avansăm în fiecare episod, hai repede, Creepere. Creeperino, haide repede, băiatule. Ce vrei să zici, că nu vrei să vii? Haide. Haide, Creeper. Uite, vezi, ești deștept, mă. Ce? Asta e villager, ok. Și da, din câte ați putut vedea, s-a blocat creeper-ul acolo, acum mai am nevoie doar de un schelet. De unde dracu fac eu rost de un schelet, întrebarea mea îi, pentru că, sincer, scheleții sunt și mai rapizi acum și nu știu ce să zic. Nu știu dacă o să meargă planul din prima, dar dacă nu o să meargă, o să văd eu cum naiba o să fac. Domnul schelet, haide boss. Vino până nu vine ziua. Haide boss. Văd că tipul n-are niciun chef. Bă, dacă ar trebui să stau după ăsta, ar însemna să și vină ziua, să mai aștept următoarea noapte și eu nu am niciun chef. Așa că, nu, hai să... Pizda, măsim. Așa că, hai să... Închem acest episod aici, nu mai stau eu după ăștia. Eventual o să mă apuc chiar și să filmez după ce îl omor pe ăsta. După ce o să fac rost de unul ăsta. Bă, what the fuck, frate? What? What? Nu, 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 nu! Pizda mătii! Fuck! Du-te în pula mea de păianjen, băi! Du-te în pizda mătii de joc! Ce dracu, mă? Mi-era frică să nu mă moare scheletul! Ce pula mea! Mă rog, asta e. O să dau rage-uri și mai multe și mai multe, ba pula mea asta de... Creeper, asta e. Cam asta a fost și pentru acest episod. Like, share, comment, subscribe, băieți, pentru că nu mai am, nu, văd că nu mai am nicio susținere pe canal. Vreau să văd și eu că sunt susținut pe canalul ăsta. Dacă nu sunt susținut, mă las de YouTube. Deci, da, cam asta am avut eu de spus. Până data viitoare, salutări!